să pregătim o rață confiată cu brier, gratinat puțin în cuptor. Asta este destul de simplă, nu necesită mult prea multe ingrediente. Sunt câteva arome care te ajută să iasă un produs nobil. O să folosim ardei copt, o să folosim cartofi copți, brie, rață confiată, rozmarin, usturoi, oțet balsamic, ulei de măsline și vase de gratinare. Nimic mai simplu decât a așeza în recipientul de ceramică cartofii copți. Cartofii copți au fost pregătiți în cuptor în folie de aluminiu cu puțin sare, piper, ulei de măsline și cimbru. O să dezosăm pulpa de rață și așezăm deasupra cartofilor copți. Adăugăm și câteva frunzulițe de rozmarin. Iar carne. După cum vezi, este plin de carne, super suculentă, și împărțim brie deasupra. Nimic mai simplu decât a gratina în cuptor. Cuptorul este încins la 380 de grade. Până se gratinează brie, o să pregătim o vinegretă de oțet balsamic. Nimic mai simplu decât puțin usturoi, oțetul balsamic, și ulei de măsline. Emulsia este gata. O să adăugăm ardei copți. Îl drăgălim. Pur și simplu se amestecă. Pentru o prezentare fabuloasă, îl vom servi într-un borcănaș. Așteptăm puțin după preparat. Okay.
îmi iau mănușile astea foarte colorate. Fiind un om super fericit, am și culori excentrice în jurul meu. Nimic mai mult. Să avem poftă.